La bună revedere, prieteni, la ce altceva decât la momentul de poezie. Dacă sunt aici eu, Armanda Filipine, înseamnă că aveți întâlnire cu trei autori și creațiile lor și, ca de fiecare dată, preumblarea noastră literară este pe coloană sonoră. Astăzi, Carl Maria von Weber, un concert pentru fagot, care, așa cum am mai spus, se potrivește foarte bine primăverii, parcă ne-ar invita la o plimbare, nu-i nimic dacă este seară, e foarte bine. În fond, e o zi de sărbătoare pentru creștinii ortodoxi, putem ieși un pic să respirăm iarba, copacii înfloriți și chiar poezia din atmosferă. Și pentru ceilalți care nu sunt în sărbătoare, poate fi un moment de bucurie să privească cerul, chiar dacă deasupra orașelor nu prea ai ce privi. Da, ne putem imagina și asta ne va ajuta să facem poezia. Primul autor pe care vreau să-l avem alături de noi este Marcel Lucaciu, membru al filialei Cluj-Napoca a Uniunii Scriitorilor, absolvent de filologie tot acolo, la Cluj-Napoca, născut în iulie 1966 în județul Sălaj și din creația sa am să vă prezint două scurte poeme, dar foarte interesante, din revista Caiete Silvane. Marcel Lucaciu, floare de viscol, în dreptul inimii a verzit iarna, tramvai în artere, îmi tremură mâna, degetele au ierbit. Și o ars poetica, zi după zi și noapte după noapte, scriu despre sentimente. Știu că veți arunca în curând cu pietre în ele. Marcel Lucaciu, stimați prieteni, membru al filialei Cluj-Napoca a Uniunii Scriitorilor, al doilea poem e chiar răvășitor, nu doar pentru cei care scriu poezie, ci așa în general, superb și foarte trist. Da, multe sunt triste și le suportăm că n-avem ce face. La fel cum suportăm și faptul că mari autori au plecat dintre noi. Iată, e cazul italianului Mario Luzi, pe care l-am regăsit într-o revistă Secolul 20, pe care o am acasă, multe asemenea reviste, dar, bineînțeles că uit ce în ele, sunt foarte cuprinzătoare. Corpul de literă este extraordinar de mic, are foarte, foarte multă informație. Deci, Mario Luzi, un minunat poet italian, a trăit între 1914 și 2005. Iar aici, în această revistă, numărul 2 din 1965, dragii mei, de aceea o să auziți un pic altfel limba română, traducerea lui Dragoș Vrânceanu, un poem foarte interesant al acestui autor care a fost în zona hermetică, în zona suprarealistă, dar aici e un poem altfel, intitulat sau tradus Terasa. Nu am originalul, așa că nu știu exact. Poate că altfel aș fi tradus, v-am zis, știu italiană, dar haideți să vedem această traducere. Repet, un regretat autor italian de poezie, Mario Luzi. E prea săracă zi în dragoste. S-a stins și fără șoaptă zace în spațiu. Cerul e plin de liniște și de păreri de rău. Acum atârnă la un loc cu ziua, pe marginile verii, sub balustrade, o rază iubită a grădinilor. Cine va smulge din văzduh materia furișe a trecutului, puierii la dimineață și ora,
cade la pământ hulubul cu aripile desfăcute. Mirazma florii de mastic aburește lacul. Drumul ne scapă din mâini. Da, interesant și așa, dar o să încerc să caut varianta originală. Aș fi tradus un pic altfel, dar iată, ascultând și poeți străini, avem o cu totul altă viziune asupra lumii și e bine, e foarte bine, dar să vedeți ce bine e când ne întâlnim cu poezia în romane și răsfoind, căutam ceva și n-am găsit și atunci mi-a intrat în mână Ulisele lui James Joyce și pur și simplu s-a deschis cartea la o poezie, dragii mei. O poezie pe care o spune un personaj, Buck Mulligan, care aici în momentul în care spune poezia, spune autorul nostru, își clatină încoace și încolo capul, moale ca de marionetă, sub borurile largi și blegi ale Panamale, știți, celebra pălărie. Și iată poezia, evident, scrisă de James Joyce, dar pusă aici în dreptul unui personaj din celebrul său roman, care a trecut printr-o mulțime de evenimente, ele însele demne de un roman. Deci, iată poemul din, repet, celebrul roman Ulise al lui James Joyce. Tu, mă bulbuit! Un tip, așa ca mine, o să găsiți mai rar. Mi-a fost evreică mama și tata porumbel. Degeaba vrea dulgherul să mă înțeleg cu el. Deci, beau pentru apostoli și beau pentru calvar. Iar celui care crede că nu aș fi divin, un strop nu-i dau când apa o voi preface în vin, ci o să înghită apa stătută în poloboace atunci când iarăși vinul în apă îl voi preface. Adio, vreau lui Petru să-i spuneți din adins că Fiul Sfânt pornita spre Tatăl Său de sus, lui Pavel dați-i veste că moartea am învins. Pe muntele măslinilor e vânt și deci m-am dus. Iată, e bineînțeles aici o mulțime de ironie, sau o mare de ironie, sau cum vreți, o băltoacă de ironie, dar iată, trimitere și la Mântuitorul și la istoricul întâmplărilor de acum 2000 de ani și cu traducerea asta excepțională a lui Gelunaum, iată, poezia de poeți trebuie tradusă. Avem o încheiere de moment poetic, zic eu, în ton și cu perioada și chiar așa, cu puțină ironie, suntem într-o primăvară poetică, chiar dacă e pandemie, continuăm să fim așa cum ne îndulcește Carl Maria von Weber și sper că ne revedem și mâine la un moment de poezie, tot așa, tonic, vivace, trist sau amuzant, asta depinde de ce poezii vin, v-am zis, vin singure, iată cum s-a întâmplat și acum, dar important e că suntem împreună, chiar dacă prin acest canal media, internet, Facebook, suntem împreună, suntem cu poezia și zic eu, cei care scriu poezie vor scrie în continuare din ce în ce mai bine și mai interesant, iar cei care citesc vor citi din ce în ce mai mult. Iar cei care nu citesc, poate vor intra din când în când și vor privi fața mea așa zâmbind ca o floricică de primăvară și vor zice, ia uite domnule, poezie, n-am citit în viața mea. Ia citiți copii, că e bine să citiți. Deci ne vedem și mâine, până atunci vă spun noapte liniștită, toate bune, protejați-vă și chiar dacă e sărbătoare, știți foarte bine, pandemia asta doare. Așa că mai bine cu poezia, la bună revedere!